O simplă privire prin piața agroalimentară din Giurgiu ne arată explozia prețurilor, dar și puterea de cumpărare a giurgiuvenilor. Afectați de criza economică ce se acutizează pe zi ce trece, cumpărătorii privesc dezolați tarabele, cât despre cămara cu provizii pentru iarnă, nici vorbă. Cum vi se par prețurile la piață? Foarte mari. Foarte mari. La serviciu care nu-l avem e foarte mari. V-ați făcut provizii de iarnă? Nu, fiindcă nu sunt bani. Foarte exagerate. Peste tot, nu numai la piață. E viața foarte scumpă și veniturile sunt foarte mici. Eu de 6 luni de zile nu am niciun venit. V-ați făcut proviziile pentru iarnă? Nici gând. Nu am de unde să pot să-mi fac idei cam din ce bani aș putea să fac treaba asta. Asta a hotărât statul ăsta român și ne-a lăsat fără pensia cu la vârsta de 57 de ani. Foarte scumpe. Foarte scumpe. Dar ce să facem? Trebuie să dăm. V-ați făcut provizii pentru iarnă? Nimic, nimic, ca niciodată. Nimic. Cumpărați la bucată? E mai scumpă la bucată. Azi zice că e mai bine la kilogram. Foarte mari. La sărăcia, că adesea sunt foarte mari prețuri, de ce mai? V-ați făcut provizii? Deocamdată nu. Poate să mai ieftini spre toamnă, eu știu ce să zic. Producătorii spun că se vor scumpi. Asta e treaba lor. Poți să ne dea și mai scumpe decât acum. Ei cum să pricopsească? Noi la pensia care o avem, e greu. Da, mă uit că se scumpește din toamnă. V-ați făcut provizii? Nu, deocamdată nu. Dacă situația politică sau cursul euro nu țin cu românul de rând, seceta a devenit marele dușman al producătorilor agricoli. Cumpărătorii preferă fructele și legumele autohtone celor de import, numai că nici producătorii nu mai găsesc soluții în fața secetei ce le-a pârjolit toată munca. Cum va afecta seceta pe dumneavoastră ca și producător? Ca producător ne-a afectat foarte mult din cauza că a fost căldură mare și a trebuit să creștem prețul la toate produsele din cauza căldurii. A fost căldură mare. Cresc în continuare din cauza că deja vrejurile arde au început să usuce, pătrunjelul, morcovii, păstârnacul se usucă în pământ absolut tot. Și prețurile au să crească în continuare din cauza secetei. Pentru că în momentul când le udăm, parcă le udăm cu foc. Deci le udăm și totul se usucă. Ați fost afectați de secetă în producția pepenilor? Da, da, foarte mult. Foarte mult. Prețurile sunt mai mari decât în alți ani din cauza secetei? Foarte puțin, foarte puțin. Nu sunt chiar crescute cine știe ce. Riscați să rămâneți fără marfă tot din cauza secetei? Suntem ca și rămași. La timpul ăsta trebuia să avem producție, nu ca acum. Riscăm, da. Dacă ar mai fi culturile de astea de irigat, poate ar mai merge, eu știu. Previziunile sunt sumbre, având în vedere că 1 septembrie aduce noi scumpiri. De exemplu, prețul uleiului va crește cu cel puțin 15% din cauza materiei prime, care se vinde la preț dublu față de anul trecut.